mă zicea că mă întrerupe papagalul ăsta. Să nu-ți bagi oala unde nu-ți pierde nasul. Sau viceversa. Mă rog, nu contează. Dă mâna să ne împăcăm. Da, după ce m-ai putut în halul ăsta? Dă mâna. Nu vreau. Ui. Nu. Ne vei zic, oh. Nu, m-ai zis prea rău. E poftim, uite, îți cer iertare, ha? De 5-6 lovituri de voi sunt oameni care te iubesc și se respectă. Nu fac decât așa să le învioreze iubirea. De ce vioaie ești, mantale? Mă scuți. Fata, mai spun pădure. Îți fac la sucele azi peste 100 de legături. Peste 100 de legături. Ha, fii cu minte și ai grijă de cap. Hai. Face furia mea să plec. Și nu mă las până nu te-o plătesc! Decât într-un fel sau altul, pentru loviturile pe care mi le-ai dat. Știu eu că femeia are mijlocul să se răzbune pe bărbat. Dar asta ar fi un procediu prea simplu pentru un colan ca al meu. Vreau o răzbunare care s-o simtă ceva mai bine. Iar cea mai de mână n-ar ajunge pentru o cară pe care mi-a făcut-o. Era să fie drag ea treabă necămară. Și unul ce pânărea mea, nu știu pe cine o să găsim. Las-mă, miu. Cum a bucat judic, el foc, nu știu ce faci. Ca avocat îți spun, trebuie să facem ceea ce ne cere stăpânul. Trebuie să ținem la sănătatea fiicei sale. De pe urma căsătoriei ei, amânată deocamdată din cauza bolii, o să ne alegem de ceva, nu? Horas, e mână largă și e putre. Putre? Putre de bogat. Și apoi are și mai multe drepturi la mâna fetei. Deci știi, ea înclină pentru oarecare leandă. Știi foarte bine că taicăsu nu s-ar învoi niciodată să-și îl facă cinere, nu? Pardon? Nu, pardon. Auzi, să-i răspunească stăpânii pe minte când vede bine că și docul e mai grozav de bune, dau din colț în colț degeaba. Da, dar de multe ori, după multe căutări, găsim ceea ce căutăm exact acolo unde ne așteptăm mai puțin. Pardon! Bun, pardon! Domnilor! Vă rog să mă iertați. Nu mă vedeam că mintea mă umbla să caut ceva ce mă muncește, ce mă frământă. Da, de. Fiecare cu grijile lui, stimată, și noi căutăm ceva ce am vrea să găsim. Ok. V-aș putea fi de vreun folos? Poate mai târziu. Stimată, noi căutăm un om deștept. Aia atunci pare rău, nu? Un domn, inclusiv, în stare să aducă oarecare alinare fiicei stăpânului nostru, peste care a dat o boală de pe urma căreia s-a trezit multă. Doctori peste doctori și-au tocit toată știința ca să o vindece, deja. Dar sunt uneori unii oameni care au în știința lor un ceva anume și reușesc acolo unde alții n-au izbutit. Noi așa ceva căutăm. Nici n-ați fi putut nimeni mai bine ca să găsiți decât ce căutați. Fiindcă noi avem aici un om, cel mai minunat om din lume, pentru bolile fără nădejde. Rogu-te, și unde l-am putea găsi? Găsiți aici, unde acolo la cășmadă lângă pădure. Unde își trece timpul tăind de cât lemne. Un doctor care taie lemne? Poate vrei să spui că-și trece vremea cu legând. E un om nemaipomenit, care așa înțelege să petreacă. Un om cu capul nou, ciudat, arțăcoas, plin de toate, și pe care nu l-ați luat niciodată în trece. Umblă îmbrăcat bolțat, se preface uneori că nu știe. O știe învățătura dacă-i pe buie.
și fuge de orice prilej. Așa ca darurile minunate pe care le-am lăsat pentru treburile doctoricești. Să se crucești, nu alta. Toți oamenii așa mari au câte un hot, au câte un dram de nebunie în știința lor. Nebunia lor e mai mare decât se putea închipui. Fiindcă ajunge uneori pe acolo că, pentru a recunoaște câte știe, așteptă întâi decât să le ia bătaie. Și vă spun eu că... că nu o să ieșiți cu el la nicio socoteală. Că nu o să-i cunoască niciodată că e tot la o bătătură. Până în roți nu o am. Fiecare, decât, de un băț și nu l-o țiri croindu-l, să ne cunoască până la urmă în ceea ce o să vă spun de la ceva. Așa facem noi când avem nevoie de... Ciudată nebunie, nu? Da, e adevărat, dar o să vedeți că face din nu. Și cum îl cheamă pe Ipochime? Liberte! Cam de băieță. Nu, îl cheamă Zgarare. Da, eu și o să-l cunoști. E un om care poartă decât o mustață și un gol în preț. Atât? Nu, la o care la o haină cu galbenă cu verde. Corbase și o haină galbenă cu verde? Dar ce, e doctor de papagal? E chiar atât de discusiv. Vai, domnile și domnile. Un om care face doar o acum 6 luni, doctorul, lăsaseră pe o bolnavă, în voia soarte. De peste 6 ore, lumea era moartă. Ce-o pregătată tu? Dă mormântare. Când i-a dus Costiera omul de care vorbi. Se uită la ea. Îi toarnă în gură o picătură de... Pleacă-mă de aici, că e amare. De nu știu ce. Și femeia se scoală pe un pat și începe să umblă pe un pat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Du-te, bă! Trebuie să fi fost vreo picătură de la Golden Lutz. Se prea. Dacă nu sunt decât 3 săptămâni de când un copil, un copil de 12 ani, a căzut, tocmai din vârful clopotniței. De și-a sfârmat de galben capul, brațele și picioare. Nici nu sosise bine omul nostru, ca și frecat pe corpul, cu nu știu ce are fie, pe care decât el să pricepe să meșterească. Și pe loc, copilușa la picioarele la spinare și-a dat fuga să se joace decât în bine. Du-te, bă! Să știi că omul ăsta cunoaște toate de acolo. Ha, dar mai bă! Dar omul nostru, să-l tibuim la iuțeală! Da. Stimată, noi vă mulțumim pentru bucuria pe care l-ați făcut-o, pentru... Da, 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 dar vă rog să uitați ce v-a spus decât de la început. Să luați vețele și să-l croiți. Dar mult soarta mea.
nu te-ai dorit. Dans! Care ne-ar putea. Dar putea să vă părinească oricine, nu sunt doctor,
Și nu pricep ce vreți să spunem, dar lăsați-mă în băutul la mea în pace. Că trebuie să folosim leapă. Care leapă? Stimar, că ai să fie sentată dacă nu. Pentru ultima oară. Pentru a doua. Cunoaște ceea ce sunteți. Ce? Nu ne mai pierdeți în oară seacă și dădiți-vă odată pe toate că sunteți docă. Ce pălăria mea! Doamne, ce să mai dădăriți că te-a știut toți ce știu? Ce atâtea dragoși, pe ducă să vă ducă! Înțelegeți, odată că o aș nedesc, cu plăștura mea zbău destul. Deci, nu sunt docă, dar pricepeți odată ce pălăria lui ăsta care... Deci nu sunteți doctor. Deci nu sunt doctor. Deci am zis, deci nu sunt doctor. Nu sunteți doctor. Nu, deci am zis, nu sunt doctor. Nu avem ce face. Da, da. Ba, băi, 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 mâna plăscă, 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 băi, 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 și tot ce vreți să fiu, băi, băi, dacă mi-ați luat pantaloni, vă omor, băi, da. De ce ne siliți, stimate, să luăm măsuri de-astea? De ce să ne supuneți la obligații la te-a vă pe ciomegele pe spinare? Mă mă doare sufletul acum, zău, da. Eu nu-i pot nimicați când vă văd râd. Așa. Băi, doamnelor, dar ce soacră mea m-a venit, băi, doamnelor? Ce poate de glume rog vă s-au venit așa să bateți câmpii? Că mi-i tot azi, că sunt doctor! Ah, dacă poate, da? Tăgăduiți în continuare că sunteți doctor. Să mă ia soacră mea, dacă sunt doctor, nu sunt doctor! Nu te-o șlopi soacră asta, mi-i interesează. Că chiar când nu sunteți doctor? Da, nu sunt doctor! Asta e, amin! La frate! Vei, vei, muta la frate! Vei, muta! Vei! Vei, sunt doctor, gata! Nu mai doar, mă! Sunt doctor, gata! Mă bucur că v-a venit de la cap. Mă bucur că v-a venit de sfârșit mintea la cap. Eu nu mai pot bucurie când vă văd vorbind ca oamenii. Vă rugăm să ne scuzați că v-am cam... M-am și frânat. Da, v-am cam și frânat. Asta e de veraj. Adică, nu contează cine sunt eu. Contează ce că... Animalele astea că sunt eu, că câtă bătaie pot să mănânc, tehnic vorbind, pot să iei bătaie așa, ca bou, cu o să vă pare rău că ați recunoscut că sunteți doctor, o să vedeți? Da, da. Nu o să-mi pare rău, nu. Dar nu vă deranjez dacă vă spun, dar poate vă înșelați? Iar? Nu, uite! Să-mi zai ochii dacă nu-i așa. Poate. Sigur, și dumneavoastră? Nu. Nu. Și dumneavoastră? Cu niște picături de... Uite, cu de-astea, așa picături de... Hai, nu știam. Și cu niște picături, ați făcut o să-și vină în fire și să umble prin odaie. Să umble prin cine? Prin odaie. Prin odaie ei. Ei. Umbla prin odaie. Brava mie. Așa. Un băiat de 12 ani s-a prăvălit de pe tur la biserici. Și eu am rog de înălțime, eu l-aștept jos. Doamne, cu picioarele și brațele și dumneata, nu știu cu ce părăria mea. Cu asta, cu asta am măs. Sherlock, poate ați văzut și așa să putem să facem bine, dacă ai nevăzut. E prost, e bine. Bine, auză și așa, stimați, stimați. O să fiți foarte mulțumit, o să câștigați tot ce doriți, dacă le lăsați să vă ducem noi unde vrem noi. O să câștig tot ce doriți? Tot ce doriți. E! Sunt doctor. Uitați-vă! Uitați-vă! Da, mi-aduc aminte. Că mi-aduc, da, perfect că mi-aduc aminte. Unde trebuie să mergem? Unde trebuie să ne transportăm? Ia, zi-mi, tu, burtosule, care e locația? Locația? Locația! Excelență, dar în drept locația este o taxă. Dă-te la, în dreptul matare. În dreptul meu, adică în medicina, ține rog de o prinț.
E din latinescul location. Excelență. Da, da, să înțeleg sus. Da. Trebuie să mergem să vedeți o fată mare care... Care? Vă să zic că nu eu... Da, eu sunt cu profea, nu cu fetele alea. S-a pierdut graiul, domnule. Dar nu era găsit eu, domnule. Hai să mergem, frate. Hai. Nu, 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 da, nu, da, că tot nu merg. Deci, iată, fără robă de doctor, nu mă mir de aceea. Ce? Fără robă de doctor. Fără, ce eu și de robă de doctor. Da, da, ia ziceți, de unde sunt înțeleasea, că parcă mi-aduc aminte de ceva. De la o... De la o? Dintr-o... Dintr-o... Mersi, mersi, adică bea, bea, dar nu prost. Dar nu prost, nu mai... Nu mai te crizi așa ca oaia. Iată, ține asta, deci. Înăuntru e o băutură de leac, este whisky, păi de la Johnny Walker, Johnica Călătorul, adică călătorește, călătorește. Băutura mea preferată. Hai să vedem, hai, hai, hai. Un doctor care merge la inimă. Hai să vedem, să vedem. Cum să nu s-a împotrivit de asta?
foarte ascultat ca o mierușă și mă prind că dânsul și-a luat roau. Uite așa multă cum nu e. Știi ce? Leandru ăsta nu-i pentru ea. Nu are averea celui altul. Da. Are unui mare bogătaș pe care o să moștenească. Da, păi să știi tu că moșteni toate moștenirile astea care încep cu oți, sunt vorbe în vânt, numai ce e în mână, e minciună. Restul, nu poți să te pizui pe averea celuilalt, înțelegi? Moate nu pleacă urechea la rugămintele moștenitorilor. Și o să ți le îngească urechile de foame, dacă aștepți soarta cuiva, ca să treci. Da. O fi, numai cu eu, ca și-n căsătorii, ca și-n orice, mulțămirea face mai mult și cât atâtea puțâile de nume. Dați-o și-o mamile a obișeiul ăsta să întrebi dacă-ți gagnea-i fata, dacă-ți gagnea-i băietul. Dar cum mă duc fiecare dată obicea la simionul colorătul de Thomas pentru că avea un pedic de vie mai mult decât tânărul Robert? Ha? Și-acum uite la și viața are. E că te ajută ca o buturie. Nu asta viața lui, asta să ți intri ca moșer, asta să ți intri ca... Eu mai degrabă i-aș da finii. Un bărbat în care să râvească decât atea verde din lume. Mai poate câmpii că mai a surșit, mai doi cum ai șfat. Tu mai nemoată, dar nu te-a sus de lapte în foc, mai. O mare bădurăgită, dacă-s pleacă, ești o neobrăzată. Domnul n-ar trebui de tăi de lără. Da, vin și vouă, frăiți-mă. Hai, e bine, hai. Păi, din ce ai făcut? Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Mai ușor, mai ușor, mai ușor! Nu ești prost, stai să-ți ducă, domnule, să-ți ducă! Ai grea! Da, mai și mai apasă așa, mă, trebuie să stai așa de mâini! Mai ușor, măi! Nu, domnule, vreau să sunt și-o doară, să păstrezi cuvința! Da, mai, mai, aude, omul, și trebuie să dai așa de mâini, mai! Ce faceți? Nu sunteți pregătiți și vine doctor! Ei, vine doctor! Noi, adă cu Luca să mă îmbracă, vine doctorul! Nu să mă îmbracă, vine, păi vine doctorul! Acum vine! Acum vine! Ei, așteaptă, așteaptă o leacă, e ce? Dai mă un pic, bă, dai un pic, nu te crede așa! Pălăria! E pălăria, pălăria, lasă pălăria, să vină doctorul! Gata, lasă, hai tu, uite, uite că vine! Hai că vine doctorul! Uite, vin! Vin, uite că vine! Ei, doctor! Foarte mare nevoie de dumneavoastră. Da, 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 da. Hipocrat. Hipocrat? Hipocrat. Zicea, citesc de memorie. Citiți. Să ne punem amândoi pălăriile pe cap. Așa mai ziceam, Hipocrate? Da. Dar în ce capitol de loc? Doi, despre pălării. Da, nu despre pălării. Așa zicea Hipocrate. Da. Așa trebuie să lasă, ne punem pălăriile pe cap. Că e corect. Că e corect. Domnule doctor, aflând despre istorie minunată... Dar cu cine vorbiți, mă rog, mă? Cu dumneavoastră! Cu mine? Da! Dar eu nu sunt doctor! Pentru a vă arăta
dorința arzătoare pe care o am de a vă sluji. Da, îmi pare bine de aceste fiți împlinitat că vă vorbesc din adâncurile, da, domnule. Și cu ea fel. Cum se numește fica dumneavoastră? La Fenei. Păi ce Fenei? Ce Fenei? Lucinde! Fenei! O mare internă. Deci ne toico. Atenție că serviciile... Care este? Da, da, da. Ce-i mare de lactație? Cine? Toica, cine? Hai! Ha, lactea. Este proprietatea, adică este aici, da. Toica nu râie! Cu toată știința mea, doctoricească, în fața ospătăriei dumitale. Lasă mai jos pe la micuța în vizibilitate. Unde suge el, mititem? Ce face acolo? Așteaptă tu spre îngarul de sugat care este înfruptă din laptele favorilor dumitale. Cu voia dumneavoastră, vă rog să lăsați muierea în pace, domnul. Da, e nevasta dumitale? Da. Nașpa. Nu știam. Oricum, din dragoste, vă iubesc pe amândoi. Și pe unul și pe celălalt. Domnule, vă rog! Sunt fericit, credeți-mă, că sunteți unul al altuia. Da, o fericesc pe ea, pentru că are un soț ca dumneata. Domnule, vă rog! Da, orice fericesc. Dacă ai o nevastă atât de tânără, de frumoasă, de cinstită și de foarte bine făcută! Domnule, ajunge poate de urât! Dar de ce voce? Nu vrei să ne bucurăm împreună de împerichetată atât de fericită? Cu nevastă dumitare, poți să te împerichezi de câte ori vrei, dar cu nevastă mea, gata cu părintetul! Da, a fost o propunere, de ce te supere așa? Fica mea, stimate domnule, o să vă fie aduce de îndată. O aștept, excelență, și eu și medicina. Și medicina? Și dar medicina. Unde e medicina? Sub părere, în cap. În cap. Bine. Dar pentru că trebuie să port de grijă întregii dumneavoastră familie, am să încerc puțin laptele doici. Cercetându-i fie! Hai, fii cu minte! Dar vrei să-i căutat, nu știu, să mă apă și să ură dacă... Păi, dar nu? Cineva vrea să facă... ceva care nu se face, aia? Dar nu vreau să te fii, băie! Nu vreau să te fii! Să-mi fie topuri la nicelor pe nevastă să fii! Fata mea! Fata! Care fata? Fata! Fata! Lucinde! Aaa, Lucinde! Ia uite cum vine, ca un vis! Ca un vis! Fata mea! Da! Dacă avea și muzică, era minunat! E, da, da, n-am tot lăutat! Ați făcut o sărită, moșel! Ați făcut o sărită!
Da, eu, e un lucru bun. Când doctorul face pe bolnav să râză, e un semn bun. Da. E cel mai bun semn din lume. Ia să vedem despre ce e vorba. Da. Permiteți să vă consult. Bun. E bun. Nu încerc mai sus. Ia, ziceți-mi așa, ce aveți? Ce rău simțiți? Vrea să o vadă întâi sănătoasă și apoi să merge mai departe. Dar care-i prostul ăla să nu vrea ca nevastă ta să fie mută? Da. Nu mai are așa mai stori, s-o vă vindecați. Să treceți, să faceți tot pentru a vindeca această boală. Da, da, vom încerca să... Ia, spuneți-mi, ține asta. O supără mult? Da! Foarte mult! Cu atât cât mai bine! Are dureri mari? Da! Dureri mari! Păi, și nici nu se poate mai bine! Se duce la treaba aia, la... Da! Ne mai știu, nu m-am ocupat! Se duce! Din Beașuc? Da! Nu-mi dau seama! Din Beașuc? Dar materia, treaba aia... Care-i materie? Aia ce nu știe. E ceva de ea sau e... Da, adică e... Da, am înțeles. Dați-mi mâna! Bolnava! Bolnava! Noi, savanți, între noi,
le numim substanțe descompuse. Adică care se descompulse. Descompuls, adică se, ca să înțelegi și dumneata. Formați prin exhalațiunea influențelor contagioase, se ridică, în regiunile atinse de boală și vorbiți latinește. Nu, nici o iotă! Nu. Nu, nici o iotă, dar stimate, știi ceva? Francez avansat, nu se ceva. Bine că știi. Nu înțelegeți latinește? Nu, nu. Capricias. Articura în catalanus? Singular iter nominativo, ic musa muza. In patria noastră multe silve, adică păduriu, canci mai sunt. Plusurium et vereștoium et altibus arabus, surcerum factum. Bonus! Bona! Bonum! Deus sanctus! Este de creatio latina setianda! Quar, pentru ce? Că via substantivă et acceptivum concordat in genere numerum et caz! Ah, de ce l-am învățat și eu? Ăsta om niștept, bre, pentru ți-a găsit așa limba! Păi zice așa de frumos că eu nu pricep nimic. Or! Când? Sunteți format din inimă, formeți, adică pleacă din stânga unde este capul, în dreapta unde este inima, prin plămâni, care noi în latină îi zicem armian, în legătură cu creierul, care noi, în greacă îi zicem nasmus, prin vena cavă, care noi în ebraică îi zicem cubile. Cubile. Sus numiți abul, umplu ventriculele omoplatului. Și deschide bine gura închisă, se face cu ea. Nu. Urechile, fiți atenți. Și nu atențion. Osa bandus necvis necver potarinium quipta minus. De asta îl mutăm. Doamne, ce frumos mai spune omul ăsta. Mi-ar merge să-mi ia așa gura? Nici că se putea judeca mai cu cap, mon cher. Un singur lucru m-a nebunită. Locul ficatului și al inimii. Am impresia că le-ați viceversat, că inima e în stânga, că și ficatul e unde vrea. Așa era odată. Dar ne-am schimbat. Chiar? Da, ne-am schimbat. Uite că n-am știut și vă rog să mă iertați pentru neștiința mea. Nu sunteți ținut să știți câte știm noi. Da. Ce credeți că este de făcut cu boala asta, mă ușe? Cu mine vorbiți? Păi da, face părerea dumneavoastră, dar acestei. Bă, ce cred eu, părerea? Care e părerea? Mi-a pasă asta, ce este un bă? Care e părerea? Ca tu e, hai! Părerea mea e... Cubi-dubi de așa, că nu... Notați! Ce notează? A... 1. A se pune fata la pat! A se pune fata la pat! A se pune fata la pat! Nu mai nota că o pun eu! Pe cine? A! A! 2! 2! 2! I se da! A i se da! A i se da! Nu mai nota că-i dau eu! Cozonac! Cozonac! Da! Păi, vei cum mă rătiți? Da! Adică,
Am înțeles. Concluzion. Concluzion. Nu vedeți că asta li se dă și fara papagalilor? Și că hrănindu-se așa... Așa e dum, așa, da, ce om mare, mă, bravo! Hai, repede, cozonar și mult rigior de nuci! Hai, trebuie să treci la loc, trebuie mai de seară să văd... Da, foarte bine, se pare, dumneata mai stai! Dumneata mai stai, dumneata mai vrea! Hai, bine! Excelentă, uitați o doică pe care trebuie să o medicamentez puțin. Deși? Primire? Da. Dar sănătoasă tu. Băi, atâta sănătate nu e bună. Nu e bună. Ți-a stricat niște lichitori. Eee! Moșe! Iată un obicei nou pe care nu-l încerc de dumne. Adică de ce să-și lua ce sânge, dacă nu e bornava? Dacă n-are contează. Cum n-are contează? N-are contează obicei, e talba. Ce obicei, Tony? Ce obicei? Așa cum vei pentru setea care o să-ți fie. Dar nu, eu nu beau. Nu, o să vei. Așa, o să-ți bani. Trebuie să-ți iei sânge pentru boala care o să-ți fie. Doamne, ferește, de ce să fie? O să-ți fie, o să-ți fie, că te-am să-ți eu. Nu, dacă mai pot eu, din boala ce o să... Că totul meu nu era desfițării. Da, da. Pace și o femeie calitate. Da. Mă retrag, excel. Da, da. Stai puțin, stai cu dragi. Ce doriți? Ce doriți? Păi se vă dau bani, moșe, pentru consultații. Nu iau bani, excelență! Da, nu iau, nu primesc, excelență! Da, cred, nu puțin, puțin! Așa, nimic în lume! Nimic în lume, dar mai mai teama! Glumiți! Eu nu cumpăresc nimic! Nici ai rupt? Ei, ești, gata! E cât se cuvine? Păi, dar cum e cât se cuvine? Acum da se cuvine, normal? Eu nu fac negustorie din medicină. Dar nici mica nu mi-a trecut așa ceva, moșe! Nu, nu, nu! Cu mate! Grosor banditei! Ia! Grosor banditei! Eu nu sunt lacom! Domnule! De ne-a auzit cineva? Sunteți de la parchet? Nici vorbă, domnule! Vă aștept de mult! Am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră! Iată-te un puț care nu prea place! Puț? Un puț meu! Dar eu nu sunt bolnav, domnule! Și nu pentru asta a venit la dumneavoastră! Dacă nu sunteți bolnav, de ce soacră mea nu spuneți? Nu sunt! Și dacă îmi permiteți, am să vă povestesc totul în câteva cuvinte. Mă numesc Don Emilio de Lean. Și sunt dumneavoastră! De un fapt pe care dumneavoastră, domnule doctor, ați examinat vagina. Nu simt. Și cum din pricina că tatăl ei nu are loc să mă vadă, nici nu e putință să mă apropii de ea. Îndrăznesc, dar, să vă rog, să-mi sprijiniți dragostea, ajutându-mă să pun la care nu cireti, de care atât de toată viața, dragostea și fericirea mea, domnule. Deschide mai cu mea, da! Cum întrebuie să vă rog să te sprijin în dragostea dumneavoastră? Cum vă rând demnitatea de doctor la murdării de felul ăsta? Da, faceți mergea, domnule! Da, vreau să fac pentru că ești un neobrăză. Vă rog! Un neobrăză? Am să te arăt o conțeai de spomușione, mai spune că o prăsnicie să... Domnule! Mă ce iertare de îndrăzneala pe care am avut-o din auto. Dacă, despre ce e vorba? Vrei să fii inginer? Nu! Nici vorba, nici vorba. Aflați, domnule doctor, că boala pe care dumneavoastră vreți să o vindecați, e o boală născocită. Doctorii? Ce au spus în privința ei părerea?
adevărata vinovată. Și Feni? Păi i-a răsfăcit boala asta pentru a scăpa de numai fiși pe care nu-i dorești. Da, vă rog. Dar să nu fim văzut împreună. Da, desigur. Mă duc? Da. Să mă lindez în șpițăier. Da, da, mergeți. Am prins pentru... Și chiar dacă am să mă fac de râs ca doctor, ori o trimit pe FNI, pe aripile vântului, sau direct în brațele dumneavoastră. Okay.
Pe mine l-am meu, tatăle, cu fiul meu, Pandișpan. Să mă arăt, Pantefanilor! Cum ați putin scrițând la ieta la o ghinică? Lasă-te, că dacă nu-ți mai arăt!
Cineva pe el. Da, sunt de fericit, dar nu poate să mă aleg pe mine pe cineva!
A vrea să fie la soacră sa. Ia nu vedeți ce face fata mea. Moșe, mai mă întrebam unde sunt. Mă distram. De prisosul de băutură. Cum îi mai e feneiului? E mai rău după leacul dumitare. Da? Da. Poate mai bine. Cum poate mai bine? Asta înseamnă că leacul lucrează. Păi doar da, tot lucrând. Mi-e frică să nu dea gata. N-aveți nicio grijă. Am leacul anticriză. Da, anticriză. Dar ba tot ce? Da. N-așteaptă decât momentul agoniei. Da? Să cadă capul. Dar cine e omul care vă însoțește? Omul? Cine e? Este acela care fiica dumneavoastră o să aibă nevoie de el. O să aibă. Da. Sigur. Ia uitați-o pe domnșoara. Vreau dacă sunt mici, nu-și fiți apână. Păi, ce apână? Ca fi dat să-i dați pozonat! Dar nu mai nică bunici! Păi, de-aia am ales. Domnule Fricer, fii te rog amabil și ai pulsul. Dar și el merge ca amabil. Să-i iei de tot. Nu, îi dai la ea ai pulsul. După aceea o să vorbim despre boala ei. Da. Doamnelor! Ce e? Domnul, eu nu-mi place. Se dă o mamă. Și subtilă bătălie între noi. Între noi? Nu, între noi doctorii. Aia mari, pentru a se ști dacă femeia e mai ușor de... E mai ușor. Nu, de vindecat. Decât bărbatul. Unii spun că... Da. Alții spun că... Nu. Iar eu spun și... Fata mea, uite, doctor, vorbește! Oh, putere minunată a leacului! Oh, slăvite, doctor! Că noi suntem îndatorat pentru această faptă uimitoare! Și cum mă pot răspăti pentru această faptă? Iată-te o boală care mi-a dat mult! Ne furcă! Păcat ca mine, ca toată de repede! Da, tată! Pe care să o amesteci așa cum se cuvine, cu două porții de matrimoniu.
Vezi că poate o să facă nazul când ai să-i dai tratamentul, dar cum îți cunoști bine meseria, îți dăm puterea dumitale să o convingi și să o faci să lea cât mai bine cu putință. Spălare! Spălare, că e bine să... E bine să... Sunt niște dovării pe care le dăm numai în cazul de urgent. Numai în cazul de urgente. Da. Ia uitați, v-ați putut închipuit? Ce? Ce ne pune el pe aceste ani? Da, fetele sunt uneori cam încăpățânate, iar sângele celor tineri e fierbinte. Da, dar eu cum ne-am dat seama de portarea acestui tulburări, ne-am încuiat la cantața. Foarte înțeleg. Da, vrea să fost în stare să fugă cu el, înțeleg? Da, fără-ndoială. Da, dar nu o să îndrăznească, o să știu să-l opresc. Ce de cazul mult de activ, da, ce mai doar? Nu se pune cu hroz. Cu ce? Nu, adică nu vă întrece, dar și e sigur. Șmecher ca dumneavoastră, Domnul, să vedeți vedeaua. Chimișoara, spăra puțin acolo Andrei. Dânsul era spițierul, iar dar Adela a pus-o la cale domn doctor. Domn doctor a pus-o la cale. Pe care vă se zică, asta-i medicament. Și voi, să mă vă împăpârtiți și vă bate tot de mine. Așa-i? Și tu cu medicamentația, da. O să te dau pe mâna, pe mâna judecății. Hai să-mi ia ceața, să chemăm un polițai. Ai grijă de el. E viața mea că o să te spândure, domn doctor. Da. Nu te face totulește. Doamne, băi, după ce am trecut până al mei în casa asta. Domn doctor! Ia frate! Ce mai știi de doctorul pe care vi l-am dat? Uite, o să-l spânzure! Cum? Bărbatul meu spânzurat! N-ai înțeles! Băi, dar ce-a făcut? Ce-a făcut? A făcut că a pus la cale răpirea domnișoarei noastre! Ce fai? Bandita! Drogă, bărbat! Nu-i chiar adevărat decât că... După cum vezi, îți mersi de bătaie! Am avut plăzire! Da! Te-a plăcut? Foarte mult! Foarte mult! Ce-i să primești tu să te omoare de față cu atâta lume? Dar ce vrei să fac? Capoce! Capoce! Măcar că ai fi apucat să rândești de cuțul celele la tot, ar fi fost o mângâiere pe tine! Da, fraule! Dar la ce? Păi e cușel! Hai, du-te! Nu te crezi și inima! Nu! Vreau să rămân lângă tine! Ia! Ca să-ți dau cu nasul moarte! Și nu mă dezlipesc cu tine până nu te-ai vedea decât păzărat! Polițaiul va veni imediat și o să mi se bate într-un loc unde o să fiu sigur de dumneata! 2 metri sub pământ! Aia! Te-a schimbat acum o măgeală zdravână! Nu mai judecata pe acolo! Aia! Domnilor! Vai de mine, fată hăi! Dar și ți-o făcută de paralizată de femeie! Domnule! Ce? Este adevărat! Nu mă mai pot ascunde! Cu sensul la cale să fugim? Împreună, pentru a ne căsători, dar nu. Nu. Poate asta a lăsat domnului curtări mai civilizate. Nu am de gând să vă pun fata, domnule. Și nu vreau să vă duna dumneavoastră decât cu acte reguli. Ce am de gând să vă spun, domnule? Că unghiul meu îl cunoașteți. Moșta Mara. A murit! Și de aceea vă dau pe feia mea cu cea mai mare dragoste. Ia! Că știi ce e!
Nu e așa! Doctore, a scăpat medicina cu fața curată! Și eu, și nu numai eu, cu dama din munte! A fost o bucurie să pot să reintru în apa mea și nu pentru regie, nu mi-a plăcut niciodată să fac regie, absolut niciodată nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut să joc, dar de acum la aproape 60 de ani e timpul să fac și puțin în regie. Am reușit să punem în scenă o adaptare a lui binecunoscutei satiri ironizante a lui Molière, Doctor fără voie. Este o adaptare care, spun eu, că nu lezează pe nimeni, nu aduce nicio ofensă nimănui, ci doar o interpretăm după vremurile actuale. Personajul pe care eu îl reprezint, Leandre, Don Emilio de Leandre, este Junele Prim, vechiul amorezat, eternul amorezat, care nu dorește decât să facă parte din familia mare de actori despre care a amintit domnul Radu. Vă mulțumesc, domnule Radu, pentru oportunitatea de a juca în această piesă și sper să avem cât mai multe colaborări. O adaptare după Molière, pentru că eu cred că e foarte actual. Și am strecurat multe replici și multe situații pentru a arăta că oamenii nu s-au schimbat de la 1642, când a fost scris spectacolul ăsta, și până astăzi sunt aceleași defecte, aceleași infidelități, aceeași impostură, și am găsit și o trupă cu care să pot juca așa ceva. Vedeți, cel mai tânăr și
E foarte greu să găsești un tânăr talentat și care să-ți vină la repetiții, să, să joace cu, cu devotament. Și spun aici despre Alexandru, Alex Lezeu. Alex Lezeu, de care trebuie să avem grijă, să-l păstrăm ca o, ca o peticică prețioasă, să-l creștem lângă noi. Pentru că el poate juca orice. Este foarte talentat. Na. Cred că s-ar fi descurcat și ca actor profesionist. Trupa asta continuă de la Ovidiu și Natalia Rusu, profesorul Boțoc, profesorul Bulgaru, Coca Aldea, Cornel Foghel, Mihai Păduraru și, și atâția alții, care, Alexandru Hatmanu, care au făcut teatru cu, cu adevărat. Nu pot să, să nu mi-aduc aminte de domnul Hatmanu, care a fost director de scenă la, la Teatru Bulandra și, și acolo, pentru că a vorbit ce nu trebuia, unul din colegi a făcut o turnătorie foarte frumoasă și din director de scenă și actor la 17 ani a ajuns muncitor necalificat. Sigur că talentul nu i l-a luat nimeni, dar cu gentuța lui de farduri de scenă ducea sarmale la țevi. El s-a descurcat, a crescut, după aia și-a revenit. Răutățile sunt mari, dar vedeți, un suflet de actor nu, nu, nu dispare niciodată. Răzbunare, deci, care să fie nu? Simte și ce părere avea? Adică știți că acum chiar mă scoate, adică nu că sunteți echipați, nu că mă enervez. Nu contează ce cred eu, nu contează cine sunt eu, contează ce cred ăștia, ăștia că sunt eu. De cât de la început să luați bețele și să-l croiți? Să-și-l facă în genere. Pardon? Bun, pardon. Ha. Auzi, să-i trăznească stăpânul prin cap că știe bine că și doctorul ei mai grozav din lume dau din colț în colț degeaba. Tată și mami! Tată, mai tăi cum a surzit! O, moară, hăzărăgită! Dacă mă duc la dânsa acum. V-am zis, un copil! Da! O medicier, un medicier! Da, s-a prăbunit de pături la biserici! Nu m-a potit așa, am rău de înălțime! Și capul, și picioarele, și brațele, vă auzi? Stimate! 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 Șadă! Stimate! Șadă! Nu, 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 spun ceva! E pe un balșoi? Hai, acum nu mai ține. Ce nu mai ține? Mai nebunit cu braștele până acum. Ce? Așa la... De la o... De la o... Dintr-o curte de om. O? Curte de om. Dintr-o... Curte. A, mersi. Adică mersi, bea, bea, dar nu prost. Nu, bea ta nu mai râde. Nu mai râdea. Care, dar ce are treabă? Dar ea vede de acolo toată scena. Cine vine cu sandalii trebuie să schimbi șosetele. Așa e, sigur că da. Că nu te-a dat miroase. Trece de vreo două ori. Scuzați un pic, nu mi-a ieșit nicio pasență. Ei, da. Da. Îi pas ca mai. Erori, cel dubloaz de erori, de la relativă până la absolută și... Oși, da, prinde, când era în școală, liceu, prinde gust de cele, știi, trebuie să știe acolo. Și era cel mai bun la chestie, știe. E foarte mișto. Asta e cea mai bună treabă. Da, la cât îți de solid îți trebuie cușcă ca mare. Da, dar nu, că stai în fosă, numai capul se să vede. Și ăla e acoperit, așa. Da, e, așa era. Chiar să fie fost. Așa, uite că e o meserie plăcută, i-am arătat ce se face, nu? Nu te bagi mâinile molicot și nu tragi la șaibă, băi. Lucrez cu creierul acolo mai mult decât cu dești. Nu i-a plăcut. Facem un film de la repetiții, chestii mișto. Cine ne ajută, cine la bandă, cine e acolo. După aia, dacă tragem tot spectacol, punem cu distribuții, cu roti. Tată, te duci la Iași la... Au făcut inginerie electrică, s-au scris la inginerie electrică. Acolo era Mariana cu Cornel,
Aici era Dobru cu Mariana. Acolo fost în partea lui, băi, dar nu mai trage, băi, măi, dar nu mai... Păi nu faci ceva cu mâncare ca să mai mănânci niște ciolani, niște oaspe? Păi n-avem oameni muzică. Dacă nu vine muzică, stai să fie... Radu, și astea de aici, așa, nu le pui invers? Nu, nu. Mie mi-e mai de mână să le pun. Lasă-le așa. Lasă-le așa, oricum cum mai vrea. Așa, da, eu trebuie să mă mișc foarte repede și mi-e mai chiar așa. Întoarcem ruptura partea ala. Dacă tot... Care ruptura? Are, bă, nu se vede. Dă-ți pălăria jos, da, ușor, așa, aoleo, ce lumină! Lasă-ți, domnule, bărăi, domnul director de scenă, Ilie Constantin, Constantin Ilie, că numele mic e Constantin, deci nu e Jean Dâncă, adică Ion, fiul lui Jean. Gheorghe, și... toată ziua. Da? Păi dacă ești director de scenă, ia dați-i drumul la treabă, hai! Dați-i drumul, începeți, nu stați degeaba! Hai! Pune muzica! E gata?